S-a murit și obleții. Este data de 14 august 2018. Am prins și bibon și obleți. Unii au murit, unii mai trăiesc. Am băgat în oblete la vârf așa, pe aici nu prea e curent, aia e treaba. Curent e pe partea aia altă. La barajul Bască. Mi-am pus masca, dacă vin țânțarii fac așa. Dacă vin, dacă nu vin, mai dau așa cu ea. Dacă încă nu sunt lămurit, eu puști. Nu sunt lămurit cu curentul ăsta și nu l-au gagiul ăsta la Big Bang, cine știe? Hai să pun eu camera acolo. Și să facem o filmare. Am impresia că am filmat așa ca să am văzut filmarea. Poate niște băieți te uiți pe filmare. M-am uitat pe filmare. Cred că e din telefon toată de jumătărie. Reclam așa, nu? Așa, frate. Hai să mai bag și pe asta altă. Dacă tot e acelea. Oblete, vezi, cam mare și sărit de îngăleată asta. Dacă tot ai sărit tu de îngăleată, ia intră mă tu aici la. Dacă tot ai sărit el de îngăleată, ai să-l bag, e proaspăt. Pentru și ala. Mai am un undeț aici. Am schimbat ancora să focuse cam nasolă. Ancora. Și mă mișcă pe mine curent așa. Lateral stânga, îl mai mișcă ăștia. O să iau ancore noi. O să iau ancore noi, cam așa. Pe gagiu. Asta e acolo. Asta pe o parte și asta pe o parte. Să văd cum fac cu vâzlele astea. Mă da prostule. Pozaci în barcă. Vâzla asta e pusă prostă. Asta cu muște pe aici. Să-mi bag uiți la asta acolo. Că nu-i bine. Și să încerc să mă prind niște oblezi la masca. Sunt în dreapta mea pe curent, da. Îmi trai ca în târziu pentru șalou. Adică nu e târziu, e dacă îmi trebuie. Curentul de mai joacă gagii ăștia de oblezi.
un cam slab. Alte variante. Să plece pe aici, pe lângă mine, ce să mănânce ăsta frunze. Dacă ai pe le strâng eu. Am va mai sus. Asta e pește de curent. Cântând el aici, adică eu. Ce creuă în mama ta? Cum se mai pescuiește la asta? Pescuiește așa, dai și după aia recuperezi. Mișcare. Ați văzut ce atac am avut? Ați văzut? Nebuna ce mi-a făcut, mi-a tăiat firul. Uite și tu. Fir tăiat. Al lui Gabriel pe data de 14. Ați văzut ce am făcut? Pă dracu, eu. Să vă arăt eu cum să faci. S-a îndoit bățul și mi-a rupt asta. Și am ancorile pe aici. Aoleu. Aoleca, aoleca, ce-mi face asta mie? Ia să dau și cu obletele ăla. Ia și cu bibanul ăsta. Ceva genul montura Draicovici, ce că e asta? Ia, să dau prin zona aia. Trag, trag. Trag, trag. Iar, băi. Domnișorul, ce mai facem noi, mă, că eu zis să-i că să nu mai fac. Dar știți ce fac? Eu zis să-i să nu mai fac treaba așa. Eu nu mai știu că m-am derutat. Ia să bag eu bibanul ăsta aici, mă. M-a derutat că întâi asta firul. Ia. Acum eu băț ăsta aici. Bă, da, știți cum s-a îndoi bățul? Termin era de tot. Ce-ți dă eu în țepătura? Scot ancorajul și mă bag mai acolo. Pe zona cu obleții. Eu de fapt urmăresc și alău, dar uite că de după asta. Aici era bun un wobbler să te ajunge.
oprește jos după ștuc. Mariane, vină cu Mariane, că trage ștuca, băi. Măcar mai au niște oblete, bă. Dai sacule. Să scuși pe alaltă. Dai, plăcut, da? Ce să faci? Ce să faci, boss? Ai văzut, bă, Nealiviu, cum trăsești și obletele alea pe napă. Și veni purcica pe ea. Mi-a tăiat tot. Am o gantere de la domnul inginer. Mariane, vină mă cu acă, mi-a tăiat firul. Dă-i un cap în gură. Dă-i un cap în gură lui aia. Dacă puneam gantera asta de la domnul inginer. Gantera. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gata, și orice e bună. Hai că mă bag ole așa. Că nu prea mai mi-a de mie de glume acum. Uite, bă, și căzut așa în barcă. Mă bag acolo pe curent. Dacică acestă dințoasă. Ai văzut, mă, Mariane? Ce mi-a rupt asta? Și tu stai colo și am pantalon asta. Mă uit la tine, fii atent. Te uit la film. Marian de la Paz, șalău. De-aia m-am mutat acum, m-am dus pe un șalău, de un colo, mă stau. Dar am luat șalău și pe acolo, da. Ce pornim niște aici așa, sunt și obleți. Obleți, bă, Mariane. De acolo către mar. Curent frumos. Aranjat. Obleți aici, între alea. Tu fi ăsta de adevărat e. Îmi dau pace. Dau și-o la oblez, mă joc. Baga ce pe curent trebuie să vină el dacă e porcelul. Bag și sacul ăsta, să nu mai mă îmbălăm că ne stângă dreapta, imediat. Nu vă grăbiți. Alba lateral aici. Lateral acele. Nu știu că puteți să ridic eu asta să mai fac un ancură. O ancură pentru ăla. Bă, și am avut inspirația de la Dumnezeu, a fost, bă, să bag ancorele cu alea, zic, no, că nu-mi taie mie, dacă te-ai ridic capa acum, na. Vezi, mă, cum îți vorbește Dumnezeu și nu ești atent. Iată. Când mai fac o filmare, începe cu filmarea 2, țineți aproape abonarea gratuită.